Consiliul Local al Copiilor Brașov înseamnă pentru noi implicare, înseamnă reprezentare. Este o șansă să ne facem vocea auzită și să ne implicăm ca și tineri cetățeni ai Brașovului și să facem o diferență. Noi vom fi acum vocea copiilor din Brașov, tuturor copiilor din Brașov și ne vom consulta cu ei, vom asista la anumite discuții cu ei și astfel vom reuși să identificăm problemele lor și să le aducem aici la Consiliu pentru a reuși să le rezolvăm. De exemplu, am venit cu o propunere care vizează locurile de joacă inclusive din Brașov, adică dotarea locurilor de joacă deja existente din Brașov cu echipamente pentru copii care au dizabilități, echipamente care să le permită să joace cu copiii tipici și să se simtă în largul lor acolo. Venim de asemenea cu propuneri pentru dotarea școlilor din Brașov cu echipamente cum ar fi laboratoare de informatică, săl de sport pentru a asigura condiții egale de învățământ pentru toți elevii din Brașov. Și mai venim și cu o propunere să existe un centru stomatologic în Brașov, cel puțin într-o școală unde se identifică mai mulți copii vulnerabili, întrucât aceștia nu își permit să meargă la un cabinet de stomatologie și acolo să aibă cumva un loc unde să se ducă gratuit și să beneficieze de aceste servicii. Toate aceste propuneri și proiecte pe care noi le-am redactat împreună au fost făcute pe baza nevoilor pe care noi le-am identificat pentru copiii din municipiul Brașov prin activitățile la care noi am participat ca și Consiliu. Este pentru prima oară când copiii din municipiul Brașov, tinerii din municipiul Brașov, contribuie activ la întocmirea unui proiect de buget. Acest demers este parte din activitățile pe care Consiliul Local al Copiilor Brașoveni le desfășoară, un proiect care a început deja de anul trecut, iar propunerile pentru bugetul pe anul 2023, cu care vin copiii astăzi în fața Consiliului Local, vin în urma unor analize, vin în urma unor documentări pe teren pe care aceștia le-au făcut, unor analize privind nevoile copiilor din municipiul Brașov și care vin astăzi, pe care le aduc ca voce reprezentativă a copiilor din municipiu către consilierii locali pentru a fi incluse în proiectul de buget pe 2023. Atunci când discutăm despre felul în care funcționează și se dezvoltă orașul nostru, nu putem să scoatem din discuție generațiile viitoare. Atât acum, pentru ei, din rolul de copii, de tineri, cât și pentru cum va fi orașul pentru ei ca adulți. De aceea este normal să includem în procesul de luare a deciziilor, este normal să existe o structură formalizată care să vină către noi, către decidenți, cu problemele pe care le întâmpină generația lor, cu nevoile pe care le au și pe care poate noi nu le sesizăm și cu propunerile pe care le au. De aceea mă bucură să văd că avem în Brașov tineri implicați care pot să pună bazele unei comunități inclusive, unei comunități sănătoase și ei să devină la rândul lor cetățeni implicați în funcționarea orașului lor.